Am văzut că acest clip cu vacile care au gaură în stomac umblă pe internet de ceva vreme. Unii spun că aceste vaci fac cea mai bună brânză, alții spun că sunt doar pentru știință. Acum nu sunt sigur, dar am să vă explic ce am găsit. Fermierii elvețieni au montat pe vaci dispozitive care le controlează digestia, adică au acces la stomacul fiecărui animal, care se face printr-o gaură de 20 de centimetri, care rămâne deschisă în mare parte tot timpul. Procedeul ar fi următorul. Un dispozitiv este montat chirurgical în tractul digestiv al fiecărui vaci, printr-o gaură de 20 de centimetri făcută în stomac. Apoi pe gaură este montată o canulă, prin care fermierii pot verifica ce se întâmplă în stomacul animalului. Atunci când animalul nu este examinat, gaura este acoperită cu un capac, deci o închid. Ei au făcut o gaură de fapt în stomacul vacii, astfel încât să poată accesa în mod regulat conținutul acestuia, adică să se uite în stomac. Angajații vin la o anumită perioadă de timp să deschidă hublonul pentru a depune mostre de alimente sau pentru a le scoate. Scopul principal este de a perfecționa cea mai eficientă formă de hrănire, astfel încât vacile să producă cât mai mult lapte posibil, deci ele și produc ceva, nu sunt doar pentru știință. Cercetătorii susțin că acest experiment este necesar pentru a înțelege mai bine cum se hrănesc vacile și cum procesează mâncarea. Astfel, ei hrănesc animalele cu diverse tipuri de nutrienți, iar apoi studiază procesul de digestie. Cercetătorii spun că datele colectate direct din stomacul vacii îi vor ajuta să îmbunătățească procesul de creștere a animalelor. Dar asociațiile pentru protecția animalelor au catalogat tehnica drept o barbarie și au amenințat că vor face tot posibilul pentru a opri astfel de abuzuri. Și, doar ca informație, Franța este al doilea cel mai mare producător de lapte din întreaga Europa, bineînțeles după Germania. În hexagon există aproximativ 6 milioane de vaci de lapte, adăpostite la peste 61.000 de ferme. Acum mie nu prea îmi place treaba asta, dar ideea este că noi nu prea putem face nimic și dacă brânza nu este cumpărată din piață, nu prea avem de unde ști cum a fost produsă. Eu sunt Alex German, nu uitați de abonare și până data viitoare v-am lăsat link cu Instagramul meu în descriere. Ciao!